Am revenit în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Sunteți în continuare pe Antena 3 Constanța, o nouă ediție Constanța la vot. Suntem în plină campanie electorală și, așa cum bine știți, candidații se prezintă în fața dumneavoastră cu proiectele, cu programele electorale, doamnelor și domnilor, și le dezbatem și noi aici, le comentăm, vedem cum arată aceste proiecte. De data aceasta vorbim despre județul Constanța. Și -mă, alături de mine, și îi mulțumesc tare mult pentru faptul că a acceptat invitația în platoul Antena 3 Constanța, este. Domnul Claudiu Iorga Palas este candidat din partea Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța. Discutăm așadar despre județul nostru, vedem care sunt proiectele și cum arată programul său electoral. Dați-mi voie întâi de toate să-l salut și eu încă o dată. Vă mulțumesc domnule Palas că sunteți din nou prezent în platoul Antena 3 Constanța. Bine ați revenit la noi! Bine v-am găsit! Bun. Înainte de a intra și a frunzări cumva programul electoral, m-am uitat și eu pe el și am spicuit așa câteva proiecte. Nu vom avea timp să le discutăm pe toate în 25 de minute, dar până se termină campania, vă mai așteptăm în platoul nostru. Ați ocupat, domnule Palas, funcții extrem de importante la nivelul județului Constanța, a fost, ați fost prefect, faceți parte din Consiliul Județean, președinte PMP, ați trecut prin funcțiile importante și aș vrea. Întâi de toate, cunoscând foarte bine județul nostru Să-mi rezumați în câteva cuvinte Ce reprezintă în acest moment județul Constanța Și la nivel de țară Cum ați rezuma situația la nivelul județului Constanța? Uh, un, să discutăm doar de, să zicem doar de plastic Un județ aflat pe aparate, la reanimare Cam așa îl văd la această dată Deci este un județ cu un potențial bun dar care la această dată nu trăiește. Este un județ care e, nu a reușit să nu știu, să la viață cum sunt e, mereu toată lumea compară cu Brașovul. Brașovul este unul dintre ele, Cluj este unul dintre ele, dar să știți că și Iași este un județ care este floritor și că poate județe din Moldova care sunt mai sau nu sunt așa sonore și chiar sunt mai frumoase decât și mai bine structurate decât Constanța. Are un potențial mare, din păcate administrațiile care au fost până acum, nu este frumos să dăm vina pe ele, nu asta este problema, dar probabil strategia lor de dezvoltare a fost una economică personală și atunci automat interesele personale au, prim, au fost prioritare față de interesele județului și cred că ăsta a fost unul dintre motivele pentru care aceste această dezvoltare, să spunem, s-a blocat. Dar, într-adevăr, are un potențial și problema este să știi unde să faci operația, să spunem, la nivel de județ, ca să încet, încet să dea drumul. Nimeni nu are cum să rezolve această problemă în patru ani de zile, dar eu, în ceea ce mă privește, pot spune că, nu știu, măcar reușim să-l punem pe picioare și după aceea, poate, în următoarea perioadă, să-l facem să alerge. Este un uh, județ uh, bogat sau un județ sărac? Constan? Este un județ cu potențial. de Bogat sau sărac, de uh, reușești să să-i pui această ștampilă în funcție de uh, modul în care vor evolua lucrurile. Dar este un județ cu potențial, care poate fi uh, specu uh, speculat, da, cam asta este, în vederea dezvoltării județului. Nu cred că este un termen uh, negativ în uh, ceea ce privește uh, folosirea lui în, în uh, legătură cu județul dar datorită mai ales poziției geografice. Deci este are o poziție și un avantaj fantastic faptul că este la mare, portul este un avantaj fantastic pentru județ, nu a fost, de fapt nu portul n-a fost speculat cum trebuie, pentru că totuși atribuțiile din port să înțeleagă lumea că la un moment dat erau discuții legate da, de. Da. A fost, de ce n-a venit primăria să meargă? Nu are nicio treabă. Portul este în administrarea trebuie transport, să de transportului Trebuie cumva delimitate lucrurile, da. da. Adică și să nu încercăm să aruncăm acum spațiu public mesaje care nu corespund realității. Portul este o sintate separată, dar portul putea să ajute la dezvoltarea activităților conexe în ceea ce privește județul, prin să începem, nu știu, hai să luăm ultima legăt, faptul că sunt, mă ocup de agricultură, să luăm în domeniul legat Blocajele acestea. acestea exact, și am... care este și de actualitate. Blocajele da, da. care sunt legate de tiruri. Infrastructura, infrastructura portuară care nu este... Nu știu dacă neapărat portoară, cât infrastructura, de județeană, adică niște re rezolvarea unor parcări sau unor locuri de parcare adiacente portului, care sunt pe terenurile administrative ale localităților dacă care cu sprijinul județului puteau fi realizate uh, uh, sau uh, locuri de alimentare. Nu pot să lași mai oamenii sau trei zile, patru zile, o săptămână chiar au stat la tra pentru transportul uh, descărcarea celorlalor în port în condițiile în care practic se blochează tot mecanismul agricol. Adică blochezi combine la trăierat, blochezi uh, recoltatul și toate cele de aici. Deci, variantele de a, soluțiile de a rezolva problemele județului pe aceste lucruri există, toate este, totul este să ai bunăvoință. Nu, nu putem să nu știu, nu putem să ne blocăm în faptul că, domne, nu putem și gata, la revedere. Nu, dacă ai o bunăvoință, poți să rezolvi. Și <coughs> v-am spus de port, dar în schimb, uh, activitățile adiacente, rezolvarea unor puncte de alimentare, de combustibil pe traseul uh, acestor tiruri, cazările pentru, pentru mă refer pentru cei care erau la tiruri, dacă le crezi condiții civilizate, măcar să nu mai stea în camioane 3-4 uh, uh, zile. Uh, deci implicarea uh, în, aceste, în rezolvarea acestor probleme, Consiliul de Țățean le poate face. Nu vreau să creadă că vorbim discutând de operații, dar uh, cunosc mecanismul, știu bă, blocajele din port. Uh, din ce cauze sunt făcute, să știți că se pot rezolva la nivel de negociere politică, nu neapărat în momentul în care ai o discuție legată cu președintele, cu, președintele, cu directorul portului, în calitate de președinte, totuși ai o autoritate în ceea ce privește acest lucru, dar la nivel de, de, de discuții și la nivel de punctarea problemelor care duc la aceste blocaje, și anume că se bagă anumite mașini la descărcat și nu se bag toate, nu se bagă în ordine deci nu cred că e să discutăm, de se pot debloca aceste lucruri. Trebuie doar să ai bunăvoință și să știi să te implici. Legat de bunăvoință, dacă vorbim de infrastructura din județul Constanța, haideți să intrăm în această problematică și în acest subiect și intrăm cumva și în programul dumneavoastră. Spuneți aici, domnule Palaz, soluții realiste și am spus eu mai departe pentru administrație eficientă. Haideți să vorbim despre aceste soluții realiste în ceea ce privește infrastructura. Și vorbim, iată, despre infrastructura județeană. Propuneți dumneavoastră amenajarea de stații pentru îmbarcare, debarcare, la capetele de linie, la intrările în oraș, în zonele valului Traian Ovidiu, la Năvodari. Este, iată, un prim obiectiv. Vorbim de aceste aglomerări. Cel puțin dacă, nu știu, dimineața, Cum? seara, când plecăm de la muncă spre casă, toată lumea ar vrea, nu știu, să zboare, să ocolească în aceste intrări și ieșiri din oraș. Da, ce vă propuneți? Pentru că de ce este o, o rezolvare pe lângă acestea, multe din probleme legate de infrastructură, vă spun sincer, nu au fost trecute în în program pentru că am mai avut și am să o repet până când o să înțeleagă cei de la PNL să nu mai mă plageze. Am avut nefericita experiență în care mi s-au preluat discuții sau idei ale mele și au fost preluate de aceștia. Una dintre emisiuni de la emisiunea dumneavoastră, care am fost săptămâna trecută, cred, la un moment dat, s-a discutat despre consumul de droguri și după ce a fost postată emisiunea în dezbatere cu colegul dumneavoastră, primăria a apărut săptămâna aceasta cu un banner pe site-ul PNL. De fapt, pnl a apărut, staful de campanie, și a spus primăria se va implica în combaterea de substanțe halucinogene. Adică, nu e corect. Măcar o să vorbim dacă cu idei puțin și de de despre discutăm. acest subiect, da, căci da, da, în calitatea dumneavoastră de, de prefect ați mă, luptat cu acest fenomen. Dar uh, și de asta uh, discutând de identitatea la infrastructură, deci, pe urmă să vă explic că sunt și alte soluții legate de aceste blocări din trafic. Deci, în primul rând, faptul că să sunt scoase mijloace, mă refer la mijloace de transport județean, da. de auto... da. acele autobuze mari care le vedem în oraș, uh,